Da? Reclama și aparatul de specialitate a comunei Hunediu și serviciile și structurile subordonate Consiliului Local de Lege. Comisia proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Hunediu în cadrul programului privind sprijinirea eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de public. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 61.165, înscris în cartea funciară numărul 61.165, avuat, Hunediu, județ Bacău, și diverse. Înainte de... Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Înainte de preaprobare, la ședinței ordinare a Consiliului Hunediu din 29.06.2020. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei de stat și stat de funcție aparatului de specialitate a primarului comunei Hunediu și a serviciilor structurilor subordonate Consiliului Local de Hunediu. În conformitate cu prevederile articolului 166 alinia 2 litera E din ordonanța de urgență 57/2019, Consiliul Local aprobă la propunerea primarului organigrama și statul de funcție. Astăzi, practic, vom avea o modificare doar în statul de funcții, ca urmare a promovării unor funcționari publici. Promovarea este modalitatea de avansare în carieră. În perioada 15-18 iunie a avut loc un examen de promovare. Examenul de promovare nu este condiționat de existența unui post vacant. Și postul existent în statul de funcții se transformă ca urmare a promovării într-un grad profesional superior. Astfel avem în cadrul compartimentului financiar contabilitate la poziția 9 și 11 doi funcționari. Unul promovează din inspector principal în inspector superior și un altul din asistent în principal. La compartimentul protecția mediului, la poziția 12, la fel avem un inspector asistent, promovează în inspector principal, iar în cadrul compartimentului biroului poliție locală, un polițist local, clasa a treia, deci cu studii medii, avansează în polițist local grad profesional principal. Noua structură se regăsesc posturile transformate ca urmare a promovării. Da, discuții? Se pune la aprobare. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Deci, practic, nu se modifică numărul de posturi. Trebuie la asistența, trebuie la principal. Doar se transformă. Am văzut în da. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Hunediu în cadrul programului privind sprijinirea eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public. În luna mai s-a suplimentat lista de investiții cu un proiect prin care programul de sprijinire a eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei în infrastructură și de iluminat public. Un program derulat prin Ministerul Mediului pentru a putea depune documentația prin care se aprobă participarea la acest program, trebuie să aprobați indicatorii tehnico-economici și participarea la stabilirea cheltuielilor eligibile și bugetul alocat programului este de valoarea totală a proiectului propus este de 584.941, din care 479.592 este bugetul alocat prin program
Iar contribuția solicitantului, deci a noastră, este de 65.400, din care 39.949 cheltuieli neeligibile. Aceasta va fi partea... Asta e fără de rând, am văzut cu puterea 105. Da, da. 105. Da. Dar și din partea asta va fi eligibil. Partea de proiectare și de consultanță este tot eligibilă. Practic, noi cheltuim vreo și de... Nu, mai puțin, vreo 65.000. 60-65 de zile, sunt sumari. Acum să ne prindem. De asta ne-am și grăbit astăzi cu ședința, pentru că sunt termenuri de depunere a proiectului. Cei de la consultanță deja ne-au sumat de luni, de joi. Joi am fost cu ei. Da. Am programat-o astăzi. Am spus că facem ordinară. Facem ordinară astăzi. Cred că sigur nu o să trebuia să ne întâlnim și săptămâna care vine, într-o ședință extraordinară foarte scurtă, pentru că avem cele două drumuri, la fel de aprobat indicatori tehnico-economici, n-au ieșit încă de la avizul de la Consiliul Județean pentru ei. Asta ca o paranteză la... Da, discuții? Cine este pentru? Potrivă? Abține? Așa, proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu numărul cadastral 61.165, înscris în cartea funciară numărul 61.165, auat Heligioși de Tuvacos. Pentru înființarea sistemului de distribuție de gaze naturale, este necesar să se construiască o stație de reglare și măsurare a gazelor. Se impune... Noi am identificat terenul. Am identificat terenul. Ideea este că acesta trebuie să facă parte din domeniul public. Dar mai întâi, terenul identificat este categoria de folosință pășune. Trebuie dezmembrat în două loturi. Abia după ce, pe baza documentației cadastrale, deci aceasta este o lucrare tehnică, urmează o lucrare juridică, prin care, în baza acordului dat de Consiliul Local, împuternicitul dumneavoastră, în speță primarul, va merge la notar și va face documentația de dezmembrare. Abia după aceea, acest imobil va putea fi trecut din domeniul privat în domeniul public într-o ședință următoare. Deci, acum se propune însușirea documentației planului parcelar de dezmembrare și aprobarea dezmembrării în două loturi. Un lot de 650, unde se va construi stația, iar celălalt lot care rămâne în continuare pășune, în domeniul privat al Comunei Heligiu. Vorba de Islazul Comunal de la Heligiu, de la Iancu, acolo de la stână, în fața stării. Din 30 ceva de vizionă, nu știu exact, parcela respectivă, dezmembrăm 650 de metri pătrați. Deci, unde total are 32.800, nu. Da, a zis bine, 30. Da, 32.834 și rămâne în două loturi. La numărul de 650. 650 și unul de 327, 654 metri pătrați. Da. Cine este pentru? Contrivă? Abțineri? Așa. Înainte de te să nu să spun că nu pot cu da. Punctul numărul 4, diverse. Cine să scrie la cuvântul? Domnul Mântărina, domnul... Altcineva? Domnul Mântărina. Da, două probleme. Una discutată anterior, adică să o faci să găsești soluția, nu mă critic în nimic. Acolo încetul, domnul primar, cu discuție, nu s-a rezolvat, dar între timp, deja suntem la a doua lună, s-a mai degradat, ați văzut. Și cei care, deci, biscuiți existența astăzi pe canalul ăla care duce spre ulița Bustuiecilor. Da. Să vedeți cât de repede se sfărâm. Încet, încet. Adică și nefiind iarnă, nefiind nimic. Poate fi schimbat tot. Trebuie schimbat. Băi, este chiar în față. Au adus niște biscuiți, dar nu s-au potrivit. Era luat... Așa, dar trebuie luat un lucru. Aceeași firmă care ne-a făcut lucrarea lucrează la sus la Vasilii Chineți. Și
Și astăzi Carbalat doresc toate să se aducă și astăzi și biscuiții. Ieri un domn cu iubar, dar acum o avea și ceva la un cauciuc mare. A intrat în groapa aia acolo, săracul s-a dus, s-a făcut tot una, nu alta. Deci s-a lovit omul, serios, la modul serios. Iubar. Acolo la domnul Cristian. Gărbiță sau... Nu, era bine, dacă era el, dar era... Da. Da. S-a împiedicat săracul om acolo și s-a tot dus. Vă spun sincer că chiar când începe să fie un pericol mai... Așa. Asta ar fi una. Deci tu reactualizăm treaba, așa? Știți ce s-a motivat mie constructorul. Prefabricat cel care l-a pus, acum au luat patent și au ieșit mai mari biscuiții. Nu se mai potrivesc pe cel vechi, care a fost rămas, cred că, în deasă. Se pot turna. Și acum au turnat din nou, trebuie un pic să dărească și să vedem la Bălcescule. Asta e un pic altceva. Asta e una. Doi, cu apa, domnul primar. Adică... Adică să găsim soluții, să găsim soluții. Să nu mai avem posturile care le avem astăzi, sunt unele, unde în anumite zone, da? Nu când iarăși cu critică, da. Încercăm să facem ceva ce ar trebui făcut. Uman. În 3 săptămâni n-au avut apă. Eu nu cred că toată lumea din comună n-a avut apă 3 săptămâni. Nu fac nevoie, nici în Drăgujești, nici în Delen. Poate fi uliță din Delen, dar nu are 3 săptămâni apă sau în Drăgujești. Nu e o normalitate. Deci nu este o normalitate. Și eu știu că e un pic de efort pentru cei care lucrează la apă, dar cu toată dragostea le spun și lor și cred că și cu o sprijină de asta, să-l facă efortul ăla și să facă în așa fel, să duc, să închidă conducta de pe ulița nu știu care și să deschidă pe aia. Pentru că sunt unele case, zice, băi, eu am avut 3 săptămâni apă. Deci altul poate să aibă consecutiv o săptămână și unul să n-aibă 3 săptămâni, e ceva pe timp de vară. Nu știu, mai sunt și vârstnici, adică sunt și bătrâni care nu prea au posibilitatea să aducă nu știu cum. Și se bazează, sau obișnuit oameni să stea în sursa asta și nu știu dacă e un lucru rău sau bun, dar hai să o facem așa. Să, că până la urmă și interesul comunii, nu cred că avem interes de unde să dăm la una, la apă și la altul, nu, că la fel plătesc toți, nu? Deci pe cel, e un preț pe metru cub care plătește toți la fel. Știu că e un efort care trebuie să-l facă cei care se ocupă distribuția, adică respectiv băieții de la apă. Dar s-o facă, da, măcar o dată, într-un fel, domnule, luni și marți sau măcar luni, dau să ajungă și pe dealul bisericii. Miercuri, nu știu, pe ulița Baciului sau... Deci să ajungă la domnule. Deci trebuie făcut că avem cazul la momentul ăsta, când de 3 săptămâni n-au avut apă în acea zonă. Deci nu este nemulțumirea mea, este nemulțumirea oamenilor și bine de-a dus la cunoștință și mai asta. Am domnul Zonii care v-a ajuns apa și... Da, ăsta a fost dealul bisericii și... partea cea din strada Busuieni, la sus, de la Mican, în sus, partea spre Victoria, pe partea altă. Și la Deleni, chiar la lângă biserică. În zona de lângă biserică, 4-5 case, nu știu, 2-3 la deal, 2-3 la deal, punctul cel mai sus, nu ajunge acolo, nu știu ce să fac. Deci, mare, cel puțin la Deleni, își dă mai mult decât se poate silința. A adunat, smarți, 200 de metri cu de apă. Deci era pe rezervorul plin până sus la... ultimul nivel în care dau afară. Deci 20 metri cu de apă, pentru că reușesc să-i adun 20 metri cu marți seara, luni seara, am dat unul la Drăgugești, la 10-11-9 ore și să umple. Dar asta o umple pentru că stă noaptea efectiv acolo. Când crește presiunea, dă drumul la pompă, când o scade iar, pentru că a fel o scapă. Știți cât are presiune? Câteva ore, câteva minute, 30-35 minute, apoi scade imediat. Deci dizvolul este foarte redus acum și nu reușește pompă, pare de mare, bagă pompa mai mult decât îi vine din izvor. Și atunci să fie înghețat, să facă manual. La ora, cred că era în jur de 5:30, m-a dat drumul la apă dimineață, marți. La ora 7:30 nu mai erau decât 30 de metri cub de apă în rezervor. Deci veniți făcă două ore sau 170 metri cub de apă. Nu dăduse încă drumul pe strada lui Mihaiere și pe strada lui Andrei Uic acolo. Pentru că care le cătuiește mereu, că e zona cea mai jos. Că după ce se termină și mai curge, la 30-40 tone, sunt cel mai bine în partea de jos. Și nu a ajuns pe dealul bisericii. Nu știu care e explicația. Mă gândesc la o apă. Acum am toate felurile. E vreo un obraznic, vreo nenorocit de om care să aibă pe acasă, dea drum prin fântână. Am zis că verificăm prin casă, nu pot intra. Se întâmplă undeva, undeva este un vacuum, așa, o lipsă de, cum ar fi oxigen, aer. Și nu mai pleacă mai departe. Ori pe la, sunt case nelocuite, la Bioniță, pe acolo, și nu locuiește nimeni. Și nu mai da nimeni drumul la robinet și are aer și trebuie aerisit instalația. Nu pot să-mi dau seama. Nu știu care e explicația. La Drăgugești lucrurile stau altfel. La fel se consumă foarte mult. Iar în zona de sud, la Bucuța Bisericii, nu vor să asculte. Deci nu știu ce se întâmplă. Ieri am prins
pe cineva, chiar la intrare din strada bisericii acolo, spăla cu vagul, cu presiune, nu știu cum cheamă, soția de la școală, cum e servicii. Nu știu cum ceva e atunci. Cristi. Spăla acolo cu presiune, tractorul, manoroi pe acolo, tot urmă la asfaltat nouă, porțile. S-au dus colegii mei, că eu eram plecat la Iași, o să-l demajă săptămâna pe alivirii. Pe lângă faptul că avea ăla în casă, acum metru, nici măcar nu era montat, după metru cumpărat de noi și pus la expoziții, mă întreba, chiar oricum nu plătești, că nu nimeni trebuie, chiar își face fântână, să vin să o debranșăm. Deci foarte obraznic. Ei, dacă omul ăsta cu, ai o oră sau două apă să urce în partea de sus și tu stai cu pensiune, că tu ai și nu te interesează ce ai de tine. Nu știu cum să mai fac. Deci, credeți-mă, mă sună și zi și noapte. Deci vis-a-vis de treaba asta, în circuit vântru, dacă e raportat la documente și ăștia, cred că e o măsură corectă să facem o achiziție frumoasă de canale de alea, nu foarte mari, de asta din tub de plastic, care la limita proprietății, chiar dacă are apometul omul, zice, că nu e nicio problemă. La limita proprietății, sunt modalități de săpare. Sunt foarte înguste drumurile noastre, mai mult să-l faci efectiv. Eu vă zic că îl faci, și cu capac de construire, cu mașina peste el. Și atunci, sunt mâna, așa, sunt din variații. Așa, drumurile noastre o să apară mereu, adică discuțiile astea o să apară. Noi noi suportăm acum și vorba de bani mulțișor, ca să facem acum și 800 de mulțișor ca pe din cămiță de nou. Dar nu, treptat, domnule, pui pe o uliță, pui pe alta, așa, subțirem. Da, nu știu. Pe viitor. E foarte... Că nici așa, într-adevăr, nu merge ca să spui, domnule, eu spăl, nu știu ce... Cel mai tare, nu se poate întâmplă. Și altul nu are nici de un grad de apă, s-a spălat o mașină. Nu am fost acolo, alaltă e de apă. Păi și le-am zis atenție câtorva care m-au sunat și tot la fel erau foarte porniți că nu le ajungea apa. Chiar o vecină de-a băiatului ăsta, grosul, Vietuța, nu știu cum cheam, grosul Vietuța. Pe râu, lotul a secat. Deci vă arăt poze acum, am pus, nu există apă pe râu. Deci nu, doar pietre albe, aceea uscată, mergi pe el ca și cum... De acord, da. E apă foarte puțină. Dacă nu o consumăm doar pentru uz menajer și pentru consum casnic și pentru animale, și vrem în continuare să ne spălăm căruțele, să ne dăm roșii, nu are cum să ajungă la apă. Nu are cum. L-am pus să oprească. Acum eu le cunosc. Poate are și vină și oamenii mei sunt vinovați, poate cei care sunt operați. Dar nu, nu vinovați. Mă pun și în pielea lor. Dumnezeu nu mai rezistă. Îi nebunește și pe ei. Sunt zăpăciți. Dar atât dacă te există să ne iau o zi, chiar dacă se vine rândul la două săptămâni. Oprit târșul. Deci, nu știu, înțeleg, dar târș să face presiune mai mare decât de la biserică. Poate că ei sunt mai sus. Am pe domnul Maior acolo pe Pescu, pe Lungu și mă sună și mă țin la culet. Dom'le, avem apă, este apă. Acum s-a oprit la două, dar la șapte au venit iar. Și îți vei cum se face presiune. Și oamenii se mulțumesc, mai opresc, chiar mai învăța. Mai faceți-vă o sursă alternativă, un planul B, nu știu, mai caută un bidon, mai puneți o hidroformă. Caută o sursă, două de luni de vară o să ne fie greu. Poate Dumnezeu să mai găsim o sursă, plan, doi ani, ce mai, nu știu care o... Mai spune, dar ideea era să legăm, este să fie încălțit de uniform. Da. Deci asta vreau să spun. S-au băgat în căminul la târș de acolo, din fața lui Neimorul, să fie acolo pe Avioria, până în zona aceea. L-au oprit ca să-și facă presiune pe dealul bisericii, au plecat în centru, acasă, o fiduție, într-o oră s-a dus înapoi, s-a băgat în rezervă, în izvor și dat, în cămin și i-a dat drumul la apă. După un balsat cu apă, ajunge în partea noastră. La dere, la fel, mare săracul zonă. Mare, ce facem? Mare, să are două mașini, știți ce facem ultimul timp? Pune o mașină cu nevasta pe un cămin și o mașină mută mai sus. Și la treia cămin un bier. Altfel să bagă în cămin imediat. Și numai că se bagă și oprește, dacă îi prinde acolo, te înjură, îți dă în cap, facă, trebuie. Dar acolo umblă doar cei care sunt specialiști. Trebuie să o soluție că cu chei, să scoate capaci, schimbă capaci, nu au fost văzute cu chei din chei. S-au fost cu capa de apă, nu cu... Trebuie să iau, nu știu. Problema pe care o să-i vedeți cu altă sursă de apă, cum am discutat discuțiile astea o să fie mereu. Dar ce mai puțin mulțumesc, doamne. Rezolvarea suplimentarea sursă de apă. Atât. Da, domnul președinte, mulțumesc. Domnul Stoica? Eu vreau să spun că problema cu discuții din centru. Și cu... Am înțeles. Dar dacă se face în centru, cum am mai discutat și cu vă 2-3 ani în urmă, chiar și acolo, chiar la Caleva, acolo, e curba aia acolo. Acolo, până când nu se prezintesc 2-3, eu zic că s-a plăcut, e foarte îngust. Și cum am zis, să pună peste șanță la. Acolo e un care a stat accidentat de fără în urmă. S-a pus mai sus. Ai buza spate.
S-au pus biscuiți mai sus, bun, trebuiau și acolo. Dar s-au pus chiar la mine, ce am ținut, mai încolo. Bun, hai, poate o fi bun, o fi bun, o fi bun. Dar în partea asta, la mine trebuia, nu s-au pus. Și s-a făcut acolo, a fost porțiunea în care a fost propusă de noi înainte de a intra proiectul inițial. Am făcut noi șanțul și traversarea spatele magazinului, înainte de a intra în proiectul pe perendele. Da, poate de la a rămas funcțional, iar el nu-i prevăzut și am trebuit făcut, am fi pus el biscuiți carosane. Trebuie desfăcut de nou și făcut alte... Da, așa este. N-am mai dus banii acolo, banii am dus să mai fac ceva în loc. Și spre asta e rău. Domnul vedem. Da, domnul aici la biserică ați promis, jumătatea. Faci șanțul ăla cu biscuiți, faci întâlnirea. N-am promis, i-am dat bani pentru 200 milioane la toate parohiile să-și facă șanț. Părintele au făcut gard. Fiecare banii care i-am dat noi, să-i fac. Deci, așa cum am promis și cum am promis. Așa, eu faci și acum șanț pentru biscuiți în toate părțile. Vă văd pe Facebook. Ați făcut că noi l-ați făcut ieri și ați terminat biscuiți, totul. La Brătila s-a drămat. Școlii s-a drămat și la Brătila. Mai avem bisericii, luați și bisericii, vreți să lucrurile mai bine. Voi ziceți, eu mă mulți consilieri de casă. Păi da, probabil. Mă abțin de ceva, că n-are rost. Mai sunt două lucruri, vreau să mă rezerv pentru campania electorală, care vor în jumătate, nu are rost. Eu cred că în 4 ani când am fost primar, toată comuna... Hai să primă cu obiectivă, primar. Lăsați-mă leacă. În toată comuna, toate investițiile pe care le-am făcut noi împreună aici, nu le-am făcut singur, s-au bucurat de susținerea dumneavoastră și sunt convins că n-ați fi aprobat niciodată un obiectiv dacă nu aș fi fost împărțit echitabil valorii. Fiecare sat, din punctul meu de vedere astăzi, au avut bani împărțit aproape egal, ca fiecare sat din comuna mea astăzi să aibă un drum principal asfaltat până în capătul satului, așa cum are fiecare, mai puțin 2-3 străduții care vor fi și acelea în viitor asfaltate. Nu știu dacă am făcut, chiar am făcut de capul meu niște investiții în comună și să nu fii tot mai mulțumit. M-am dărâmat că vin de la Brătila, știu. Era pericol public. Dacă nu dărâmam noi, să dărâmam pe copii și găseam acolo tăvăliți. Faci un cămin dacă vrei, n-am nicio problemă. Dar m-am supărat cu cămini culturale și să nu avem destinație la ele. Dar să terminăm măcar școala aia. Și să dărâmă și aia. Am conservat-o domnul de la ea, domnul Zărescu. Am acoperit-o, i-am băgat geamuri și termopane și uși. Este trebuită și pe afară și pe interior. Nu, că banii să fie copii. Și să facem cu ea. Eu o fac. O să mai dăm și glet, e și parchet. Nu, că dăm și eu gumă. Dar nu, dar nu știu, aș face-o. Aș mă dăm să puțin. Acolo te duci. Deci acum... Dacă nu ai copii, ești cum mai omule. Știți care-i treaba? Acum se pot depune pe CNI, că sunt bani pe partea culturală, proiecte, de care să fie din 3-4 mai am plecat și față de proiectare. Copiii au fost mai mulți aici la Brătila ca la Henri Giugnelu, ca să știi. Păi și-o luat de ei mulți acolo. Păi dar ce trebuie să facem? Să-i aducem aici? Deci eu nu văd asta, asta e un motiv că l-am mai auzit. E un motiv de scandal. Nu, nu e scandal. Dar hai ce facem la biserica acolo? Eu vă spun o singură lucru. Noi treci la socul, mereu. Ai văd că de mașină stau acolo, de chiar treci pe acolo. Dar ce au la biserică? Nu înțelegeam. Să punem... La care e biserică? La biserică e bine. Da, poate face părinte. Mai trebuie un gospodar aici la Ciorea, știu sigur. Și sunt convins că o să ne duc la capăt și pe asta. Da, pe la oameni, da? Da, mai da, alte discuții. Domnul, de la Consiliul Local, pe 200, ați auzit. Deci știți foarte bine că așa cum am întors, că dau 200 de milioane la fiecare parte. Parte. Acum părintele cel care hotărăște, care destinația și prioritarea. Poate era mai prioritar, nu știu, era prioritar să construiască gardul. Eu știu ce a făcut, nu știu, fiecare cu bani. Deocamdată nu am luat. Deci acordul Consiliul Local? De ce nu bă, dar și la noi, la zi, deci s-a dat, la totul mă s-a dat 200, da? Fiecare... Cea mai mare investiție acolo e la trebuie, și vrea că tu vorbim mai cu. Care, mă, capiela trebuie făcut. La trebuie la voi, cea mai mare investiție. Cu ce-i cu... Nu, dar e care. Dar e posibil să aibă de toate ce vede. Dar ca să nu vă zăresc, să vă bucurați, că aveți acolo ce mi-e cu spitala. Dar e posibil să aibă toate mică. Ca cei mai multe investiții făcute în mandatul meu pentru Drăguger. Dar pentru că Drăguger era cel mai în urmă, n-avea drum asfaltat, n-avea condiții, n-a avut o școală ca lumea, nu știu, un centru acolo. Atunci, seara, găsim alt an când s-o investi mai mult în bolul sau
Cert este că mai sunt modificat în comuna asta și știți cu toți că sunt modificat. Și o să fac treptat, pas cu pas, nu știu, dacă nu aveam bani, da, bani la fel. Și acum, chiar acum am fost în vară, colegul meu, trecută, că era duminică, plină Brătila, fiindcă și foarte mulți din afară, și pe stânga și toată mașina abia a fost circul. Știu, ar trebui, sunt șanțul, într-un fel sau altul. Nu, incidente de genul ăsta, mașini băcate și stânga sau dreapta sunt mai bine. Știu o soluție. Să fac o parcare de la banii, că domnul Vici tot are care la pomă. Dă de la el o oportunitate, dar o să faci cum o să faci cum o altă. Nu ia lui acolo, ia mă frate. Bine, să descurcă. Ce-a făcut? Să spun și lui. Ne-a făcut. Ce-și? Declară-l pe ce se întâmplă.